de asta, dar oamenii defilează, probabil veterani de război. Unire pentru cine? Ce fel de unire? Că era odată un slogan, unire moldoveni. Aici ce? Unire veterani? Traversez și mă duc să văd. Polițiști pe biciclete, întâlnești mai rar, un carabinier îi filmează. A, nu, nu-i carabinier așa, nu. E unul de-al lor. Poliția de la ordine publică e cu pistoale. Asta e o practică din România pe care o consider periculoasă. Asociația Națională a Veteranilor de Război. Unul din Cantemir și celălalt din Ialovenia, din fiecare raion câte un drapel. Și a avut vreun congres ceva. Cu turuca mică, răstoarnă carul mare. Noi, o mână veterani, din parcursul anului 2020, având peste 13 proteste, 13 manifestații, ne-am implicat la monitorizarea alegerilor prezidențiale în turul 1 și turul 2. Anul ăsta am mai avut câteva manifestații la două mari și un pas. Ieri am participat la monitorizarea alegerilor, trebuie să vă rog mai încolo. Aici e destul 1 și 2. Hai vă rog. Eu cu dumneavoastră vorbesc, trebuie să o leacă mai încolo. Noi, prin implicarea noastră, am demonstrat că se poate de făcut lucruri mari cu oameni puțini, cu sursă practic deloc. Noi am participat, fiecare din noastră a participat, a pus la motorină, s-a dus la monitorizare, pe tot segmentul, ați venit la proteste din banii voștri. Eu vă mulțumesc pentru asta, dar încă o dată le amintim la cei care au plecat că locul lor nu este, n-a fost, a fost o întâmplare, a fost o greșeală că ei au stat aici 2 ani de zile, a fost o greșeală că cei 30 de ani au încercat să ne conducă, dar s-au primit numai pentru ei. Și să amintim la cei care au venit că puterea aparține poporului. Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! O mică, o mână e oameni, dar câte forță, câte dăruire! Dar noi nu suntem poporul, numai voi. Așa oameni nu se vin. Atâta timp cât în țara asta sunt niște oameni cu cadeții noastre, țara de victor. Băi, și-ți exprimi public și suntem de filmat. Trebuie să facem tot posibilul. Parcă o furat ceva. Eu vreau frumos. Să facem tot posibilul. Ca să punem presiune pe următor parlament, să ne aducem copiii acasă, să aducem bunăstarea acasă, să aducem Europa acasă. Cel mai bine dintre ei, la noi acasă. Eu vreau să-i ofer cuvântul. Bravo! 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 Așa cum suntem noi, cu vârsta înaintată, care mai șchiopătăm din noi, care mai ținem de un șol de altul, dar țara are nevoie de noi. Și vă lămuresc de ce. M-am convins ieri încă o dată în asta. Atunci, acolo unde poliția nu-ți face treaba, că poliția trebuie să-și facă treaba, nu noi trebuie să depestăm, să căutăm. Avem organe care noi le achităm din taxele noastre. De aceea, țara încă are nevoie de noi. Eu, din partea mea personală, vă mulțumesc la toți, începând... Vă mulțumesc pe toți. Am vrut să dau niște numelizări, dar toți ați fost bravo. Toți v-au implicat cu curaj, cu demnitate, este vorbă. Leagă-mă atunci când mă doare,
dumneavoastră ieri ați legat de cineva atunci când i-a durut, nu pe urmă. Noi cunoaștem că după război și nu știu ce-i tun, dar vă mulțumim pentru tot și rămâne în continuare, cum am spus mai sus, că țara are nevoie de noi, noi să ne unim, că suntem mult mai mulți, dar trebuie pe toți să ne unim, să promovăm, noi să ne promovăm unul pe altul, că țara are nevoie de noi. Eu vă mulțumesc și unire veterani! Unire! 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 Непонятно, что я вру с вас, сколько моя прапи, что скидет им колу. Человек, который вас унат перманент, человек, который не промывает, у нас пусть его, к нему толику дома президенте, человек, который схватит вор в один кассы, Долен Рожка. De bază și am văzut votul cetățeanului, lasă și nu pricepe. De cauza că din noi depinde de toți copiii rămâși. Noi asta dorim față. Copiii noștri rămâie aici, în slujbă, să lucreze la negru după hotare. Deci noi am făcut-o nu pentru aceia și niște aici, am răsturnat marul. Noi am făcut-o pentru viitorul copiilor. Dorim ca fiecare să fie ca cum e diaspora, s-a implicat. Voi uitați-vă cât de mulțumim diasporii, au fost foarte activă. Datorită lor, că am făcut schimbările în țară. Deci noi tot poporul trebuie și munit, tot poporul trebuie și cu ochii pe actuale și viitorii politicieni. Din cauza că cum plec ochii de pe dânsă și cum ei se iasă din minți. Deci noi trebuie să stăm cu ochii permanent, tot poporul pe dânsă. Și ei nu o să-și permită pe viitor să ne jefuiască și să ne fugărească din țară. Creându-ne condiții, e responsabil să trăiești aici. Unire, fraților! Unire! 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 Domnul Gheorghe Stipuleac a fost delegat de cât Forța Veteranilor la Cocieri. Am utilizat ieri alegerile parlamentare. Domnul Gheorghe, v-ați venit în casă. Nu numai eu, nu știu că am fost. Au fost de la Cajun, au fost din altă față. Am luptat toți în 92. Vom cere viitorului Parlament, da, să adopte legea lustrației care să țină cont de tot ce se face în Parlament și cu cei care vin la conducere și care se vor pe mulți ani să conducă o țară întreagă. De aceea, vă mulțumesc la toți, vă mulțumesc că ați fost în toate timpurile din 92, au încercat anii ăștia, să spunem așa, mai ultimii ani, să ne mai ții ca colonie a Rusiei în permanență și slavă Domnului, și cum au spus și Roșca, am dovedit și le-am dovedit încă o dată cu ajutorul celor din diaspora, copiii noștri care sunt după hotare, inclusiv și a meu, care au votat indiferent la ce departare s-au aflat. Vă mulțumim încă o dată. Eu v-am spus că pe noi, anii acești 30 de ani, ne-au îmbătrânit la față, dar nu ne-au scăzut cei ce avem noi în suflet și în inimă. Să fim curajoși mai departe și să monitorizăm tot ce ne se întâmplă în viitorul, în viitorii 4 ani, așa să spunem. Să aveți o zi bună și să avem un viitor cât mai fericit în aceștia 4 ani care au să decurgă. Eu sper să fie vă 8 ani, nu mai puțin, deoarece vrem să facem niște schimbări enorme pentru tot poporul, pentru veterani și pentru tineretul care astăzi își fac studiile și care și-au făcut studiile și nu-și pot găsi de lucru aici, deoarece și-au pus copiilor la conducere, neamurile și restul. Vă mulțumesc mult! Bravo! 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 Unire! 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 Băieții de la Pupească îi zic Dumitru Frumosul. El a fost printre cei care au pătimit foarte mult. Ce și mintios! Nici atât la vârsta pe care o are, la sănătatea pe care o are, el e permanent în rândul nostru. Frați veterani!
Mă scuzați, am emoții. Eu mă închin în fața dumneavoastră. Dumneavoastră! Toți noi am fost regimul acela, am fost oameni aceia care am scos regimul acesta, care ne-au maltratat aici. Țineți minte, 9 băieți a nimerit la, în Dubiță, a nimerit la Boiucani în poliție, da? Și pe urmă de ne și procese verbale. Plus la asta, unii dintre noi au nimerit și în spital. Fraților, vă mulțumesc, sunteți foarte bravo. Și da, Doamne, pe viitor, unire moldoveni! Unire! 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 Vă mulțumesc! Bravo! 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 Unii dintre cei care au părținut foarte bun, Vasile Lungaci. Știți că pe 16 iulie merge vorba că avem un mort. Un jet mort. Fără glumă, au avut stop cardiac și mulțumim acelor doctori care au intervenit la timp și care au făcut toată procedura ca Vasile să fie din nou în rândurile noastre. Mulțumim! Bravo! Aș fi până la urmă, până la urmă să lupt pentru acel popor, pentru această țară. Bravo! 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 Bravo!